Eu cred cu tărie și sunt convins că Republica Moldova va deveni membru a Uniunii Europene. Cel puțin în următorii ani se va observa o apropiere mult mai mare de către Uniunea Europeană din partea Republicii Moldova. Anul acesta avem foarte mult de lucru și trebuie să recunosc acest lucru. În prima jumătate a anului, cunoașteți cum s-a început acest an, într-o situație foarte dificilă, după o criză îndelungată politică, după o decredibilizare a Republicii Moldova în fața Uniunii Europene. Am depus un efort ca să revenim la relații normale.